Dragii mei, bine ați venit! Ne aflăm acum, înainte de sărbătoarea cea sfântă a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și noi suntem o mână de oameni care ne-am pregătit de ceva vreme ca să putem să, prin cântecele noastre, să putem și colindele noastre să dăruim mai departe și dumneavoastră bucuria aceasta pe care o avem atunci când întâmpinăm cu drag sărbătoarea cea sfântă a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Știți că sărbătoarea Crăciunului, când se naște Pruncul Dumnezeiesc, este cea mai frumoasă sărbătoare din anul bisericesc. De ce? Pentru că este dedicată unui prunc, unui copil sfânt, Dumnezeu însuși coborât pe pământ. Și de aceea, atunci când în casele noastre se naște o ființă nouă, un copil mic, noi toți ne bucurăm de la mic la mare și mama și tata și bunicii la oaltă aduc darul copilului și iată că și noi la sărbătoarea nașterii Domnului căutăm același lucru, să ne bucurăm de nașterea Domnului pentru că ne aduce nouă lucruri minunate și noi prin colindele noastre încercăm să mergem și noi împreună cu dumneavoastră către Betleemul în Sfântul Prunc. Nu mă întind cu vorba. De aceea am vrut ca la Prosca să, în colaborare cu primăria, cu domnul primar și cu Gal Căretul, să putem să vă aducem un dram de bucurie duhovnicească în sufletul dumneavoastră. Vă dorim să ne ascultați cu multă plăcere în suflet. Și noi pe care am găsit. Și o spun în numele tuturor colegilor de din Corala Anțios, care în continuare copiii care plecau din casă în casă ca să vestească, așa și noi colindăm acolo unde suntem invitați și așteptați. Pe aici plecăm la Alexandria, ca să știți că drumul nostru e mai lung. Dar să începem începutul și să facem formulele de adresare. Mai întâi, domnule primar, distinți invitați și, dacă vreți, facem și o formulă creștină, iubiți frați în Domnul Hristos. Bine v-am găsit. Corala Axios are bucuria de a fi în locul dumneavoastră și, așa cum spunea părintele Paul, să împărtășim împreună vestea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Ca și informație internă, eu joc rol de secretar cumva în această adunare. Și mesajul a sunat astăzi, pentru că dau mesaj de câte ori, avem câte o locație unde să ne întâlnim. Și azi am dat mesaj că la Prosca avem repetiție și avem concert la Alexandria. Avem repetiție cu public. Dar noi cumva am venit acasă, Părinte Paul, așa? Pentru că aici, din septembrie și până în decembrie, în fiecare marți seara și poate și joia și poate și sâmbătă, când e programul mai intensificat, ne strângem cu îngăduința Părintelui și cu purtarea de grijă, repetând la frumoasele colinde pe care le vom asculta în continuare. Și nu o facem de acum, și o facem de aproape 3 ani de zile. Și lucrul acesta implică, să știți, în primul rând, dorința noastră de a ține acest cor unit și mai apoi foarte multă muncă. O să vedeți. De altfel, ceea ce facem este ridicat la un alt nivel. Semiprofesional, spunem noi așa, profesionist, așa. Sperăm să fie și mai bine. Dacă veți auzi voci un pic mai reușite, să știți că sunt voci de oameni care mai și muncesc pe săptămână și care au și serviciu și care vin acasă, de la biserică direct să ajungă aici. Dar eu am ajuns acasă 3 minute și jumătate. A fost înțelegerea la ora fixă, că așa cum... Și așa iau scolești tot așa de la biserici, tocmai pentru că să fim la ora potrivită. De câteva luni încoace, însă, cumva, parcursul nostru s-a schimbat, fundamental, aș spune eu.
pentru că părintele amintea acolo în deschidere despre grupul de acțiune locală de la Peretu și aș face și eu acest lucru, acest grup de acțiune locală înființat cumva pentru a fi o mână întinsă de ajutor pentru comunitățile locale, pentru cei care conduc comunitățile locale, primării în genere, și primăria Posca am înțeles, domnul primar, că este parte din acest gal și că vă bucurați de susținere din partea dumneavoastră și a fost până acum și sperăm și de acum înainte să fie cu așa. Acest grup de acțiune locală a investit încredere și în noi, în coloana noastră, necondiționat, aș spune eu, pentru că noi am venit, le-am propus, le-am spus ce facem și fără prea multe gânduri colaterale, s-au primit niște vise pe care noi nu le vedeam realizabile. Avem acum o ținută de scenă, avem acum un spațiu care și ne așteaptă să ajungem acolo pentru repetiții, avem niște gânduri cumva ca o entitate cu prioritate juridică și nu e puțin lucru. Și înțelegem că cine lucrează galul face lucruri frumoase. O să revin puțin mai târziu asupra galului și asupra primăriei de la Prosca, în alte intervenții. Acum însă să punctăm pentru început două lucruri. Unu, faptul că nu au trecut multe zile de când a fost 1 decembrie și cu toți am sărbătorit Ziua Națională a României, zi în care Ardealul s-a unit cu Țara Mamă și vom încerca să ducem o frântură de Ardeal printr-un cântec patriotic în care ne amintim de faptele de vitejie ale Crăișorului Munților Abramiancu și mai apoi mergem și până la Maria sa Ștefan Vodă din Moldova, căci și de acolo cu ei și săi și-au pus sabia într-o mână și crucea într-alta ca să rămână același neam și aceeași credință. Și dacă veți, îmbrăcăm această mantie de sărbătoare în cele trei culori ale steagului național într-o cu un doliu național pe care ieri l-am atins în cel mai de sus moment, pentru că ieri România a dus către mormânt pe ultimul său rege. Sunt convins că fiecare are puncte de vedere pro sau contra. E un fapt istoric că s-a petrecut ce și s-a petrecut ieri. Lucrurile s-au fost așa cum trebuie. Fiecare are punctul de vedere. Nu încercă să schimbăm nimic. Dar faptul că am trecut și noi și suntem parte din această istorie, punctăm din aceste două cântece care cumva, patriotice care cumva leagă aceste evenimente și ne aduc aminte că aceeași trei culori ne leagă pe toți într-o singură unitate. Haideți să începem cu cele două cântece patriotice. Astăzi, cu bucurie, românilor veniți, priancul în câmpie, voios însoțiți, spălați armele voastre, de grabă să alergăm, din locurile noastre, pe dușma să alungăm. Însoțește și însuflețește pe
sau cu toții să se coboare băi, să izgonească hoții și ai neamului cărăi. Iar cum mergea înainte, cântar cu age pus și peste îmbrăcăminte, purta piele de urs. Cine sunt tale, Ian Gurui mare și vreau român, fulger și drăzne peste al lui crește de la român. Iată-i voioși porniră românii cei voinici, ca lanțul se înșiră pe-a munților potești, nevestele cu jale privindu-i răprimând, îi urmăreau în vale cum se duceau cântând. Iancule mare, bravule tare, cu noi să fii, tu însoțește și însuflețește pe ai tăi fii. Ștefan, Ștefan, Doamne ce mare, seamă pe lume nu are, decât numai mândru soare, decât numai mândru soare. Din Suceava, Doamne, zare, zare, pune pieptul la cotare, cotare, ca dușmanul zbor nu are, și dușmanul zborul nu are. Din Suceava, Doamne, zare, zare, pune pieptul la hotare, hotare, ca zi de apărare, ca zi de apărare. Ștefan, Ștefan, Domn cel mare, numai mândru soare, decât numai mândru soare. Din Suceava, Doamne, zare, zare, pune pieptul la hotare, hotare, ca o zi de apărare, ca o zi de apărare. Nu este doar un punctaj, n-am punctat doar momentul, ci chiar dorim să simțim, pentru că noțiunea de patrie și patriotism este din ce în ce mai minimalizată, chiar și în casele noastre, și ideea nu este transmisă mai departe generațiilor următoare și ar trebui redescoperit aceste lucruri fundamentale ale unui neam. Încet, încet, însă, intrăm și fulgii de afară ne ajută foarte tare să intrăm în atmosfera sărbătorilor nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. La intrarea în biserică, făceam mulțumirile cuvenite Domnului Primar într-un mod particular, dar acum fac cumva și public gândul de atunci, nu dintr-un sentiment de obligativitate, evident, ci dintr-un sentiment al respectului pentru omul care apreciază valoarea și munca. Pe 1 decembrie, grupul de acțiune locală, nu știu cine a fost data asta pe naștere la Gal, dar cred că a fost gândită foarte bine, și a organizat la Apretu o festivitate, un concert, să-l numim așa, nu știu cum să-l numim, în care invitau din diverse zone ale județului oameni care se pot manifesta într-un mod artistic. Fie că e vorba de Căluș de la Drăgșan, fie că e vorba de Fierașii din Beoca, fie că e vorba despre fanfara de la Peretu, fie că e vorba și despre noi, despre Corala Anxios, fie că sunt rapsuri locali, așa,
sper că n-am uitat pe cineva și dacă am uitat să mă ierte. Manifestarea s-a dovedit una de real succes, a durat 3 ore și ceva. Iar acolo au fost invitați primarii din cele 20 de primării sau reprezentanți ale acestor primării care fac parte din grupul de acțiune locală. După terminarea concertului, toți primarii și reprezentanții au fost invitați să găsească momente potrivite pentru ca astfel de momente care s-au petrecut la peretul să fie și în celelalte comunități. Domnul primar, care îi mulțumim pe această cale, din suflet, s-a gândit că e un lucru frumos, ca și la prost, ca să se întâmple acest eveniment, nu numai la peretul, și atunci unul dintre motivele principale pentru care suntem aici, alături de Părintele Paul, cu care suntem cumva datori pentru gazda bună care este, să facem această conexiune cu concertul Alexandria și într-o duminică după amiază, în perioada postului Crăciunului, să lăsăm toată grija cea lumească, să lăsăm grija Martei, că treabă și mâine, și pe mine, și pe mine, dar să avem până pe 24, pe 25 stăm și pe 26 luăm de la cap. Adică nu. Da? Și venim către biserică, alături de domnul primar, alături de oficialitățile comunității, alături de oamenii din Gal, alături de corala noastră și dumneavoastră, ca să ne bucurăm de o după-amiază frumoasă. Așa că vă dorim audiție plăcută. Pentru ceea ce va urma, să știți că în spatele acestor cântece se ascunde multă muncă, iar dacă pereții acestei biserici ar avea gură să vorbească, aș ști să spună că marți de la 7:30 până la 9:30 suntem aici repetând de zor ca lucrurile să fie bune foarte. Prin urmare, mulțumim tuturor pentru invitare, Domnul să le respectească înzecit, după inimă, iar noi să mai avem parte de astfel de invitații care să facă oamenii să tresalte și să se bucure să primească într-un alt mod sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Prin urmare, vom începe colinda noastră cu bătaia în geam care se face de către pruncii care vin să anunțe nașterea, căci odinioară copiii veneau să anunțe, n-avea toată lumea calendar, da? Copiii veneau și anunțau împreună cu părintele că Domnul se naște în viezdea Betleemului și vom începe cu gazde mari, nu mai dormiți, vremea e să vă treziți, da? Apoi vom continua cu un colind care se cântă în vremea colindelor, este un cântec care se cântă în vremea acestea colindelor, circulă pe internet acum într-un mare fel, însă mesajul său este un strigăt de durere a ceea ce s-a pierdut sau s-a diluat din adevărata imagine a nașterii Domnului în Iezda Betleem. Pentru că, într-un fel anume, s-a trăit Crăciunul chiar și în perioada comunistă, dacă vreți, într-un fel anume, în care sensul ideii de familie strânsă în jurul mesei, într-o masă îmbelșugată, sensul bucuriei creștine și duhovnicești a fost totuși cu altul. Toate luminițele acestei lume aprinse nu fac cât o seară în familie cu o lumânare aprinsă pe masă și cu ceva bun de mâncare și cu toții în jurul mesei. Într-o seară de Crăciun, în binecuvântată cu colindii. Vin colindătorii, se numește cântecul nostru, avem doi soliști pe care vor să le ascultați mesajul cu atenție. Și mai apoi, cel de-al treia, și cel de-al treia colind, se numește colindul Sfântului Andrei. Da, și Sfântul Andrei are un colind. Și aș vrea să le spun copiilor că atunci când au avut liber pe 30 noiembrie, n-au avut degeaba. Au avut pentru că a fost Sfântul Andrei, da? Și mai apoi a fost 1 decembrie. Și pentru că neamul nostru românesc este născut pe 1 decembrie 1918, dar născut creștin în vremea Sfântului Apostol Andrei. E foarte important să înțelegem cele două sărbători asociate una lângă cealaltă. De aceea au copiii de câțiva ani de zile liber și pe 30 și pe 1. Colindul Sfântului Andrei este un colind foarte frumos, foarte greu de lucrat, și pe care ne dorim să fie ca un light motiv al coralei noastre,
Vă rugăm să-l ascultați cu atenție și să ne bucurăm pe unul și pe el. Primele trei cuvinte, gaz de mari, din colindătorii și colindătorii Sfântului Andrei. Să ne bucurăm. Lord, Lord.
Iar noi încercăm să cântăm frumos, frumos de tot, astfel încât să le spuneți că au pierdut ceva cu adevărat frumos. Continuăm colinda noastră cu alte trei colinde, amintindu-vă că
în colindele copilării, sintagma foarte des întâlnită, pe care poate că unii nu știu explică ca sens sau cuvânt, este legată de nașterea regelui acestei luni. Magii de la răsărit, Gaspar, Baltazar și Melchior, au călătorit fiind călăuzite către steaua de la răsărit, încercând să ajungă la locul unde se va naște regele acestei luni. Asta este sintagma folosită de către Sfânta Scriptură, de către apostolii care au, de către evangheliști. Și sintagma, spuneam în colindă, este lerui ler, sau lerui mărului, care exprimă regalitatea pruncului născut în iesli. Lerui ler este un fel de, exprimat în alte cuvinte, regele s-a născut. Regele este trup, și-a luat trupul. S-a întrupat. Este prunc în iesli la Betleem. Avem două astfel de colinde, lerul mărului și lerul ler. Iar între ele, avem un alt cântec care se cântă tot așa în perioada sărbătorilor, ca și din colindătorii. Și care a fost interpretat pentru prima dată de când Tatiana Seba, regretata noastră cantautoare de muzică folk, pe versurile lui Adrian Păunescu. Și care a fost luată de diversi și pusă pe note, transformată cumva din mai multe puncte de vedere, și care corala noastră are o variantă proprie, da? Variantă, cum se numește cuvântul, o variantă proprie, care amintește de vremurile de altă dată, în care nucile îmbrăcate în staniol erau mai strălucitoare decât globulețele astea scumpe chinezești, în care craca de brad, aveam un pom întreg, sau aveam un artificial, era mai strălucitoare decât brăduțurile care se bagă în priză acum și luminează foarte tare, în care mama frământa în camera încălzită foarte bine cozonacul care putea cu căpistere așa și mirosea a, da? Poate că aveați din cap, înseamnă că recunoașteți timpurile, da? Și ce momente atunci, și în care dimineața de Crăciun, după ce nu poate că ajungea și la biserică, se fierbea ceașca de țuică fiertă și cu două bagă de piper, în care se strângeau și se strângeau apoi la masă cu toții, mâncând din preparatele specifice în Crăciunul. Așa că lerui mărului, galbenă butuie, de căci și acesta este cântecul pe care îl aminteam, și apoi lerui ler, sunt alte trei colinde cu care încercăm să vă luminăm sufletele.
Fecioară, un prunca sfânt. El este Mesia cel jertfit, El este Mesia cel jertfit. Haleluia, 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 că-i Domn din cer. Haleluia, 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 că-i Domn din cer. Să slăvim la Betleem pe Fiul, pe Omul, să slăvim la Betleem pe Domnul și Domnul. Să-L rugăm de sănătate, doar de bine să avem parte, anul nou cu zbor în toate lemile. Să-L rugăm de sănătate, doar de bine să avem parte, acela cu cine a celor chemați. Și astăzi că am uitat de-al doilea, dar n-am uitat. Un preot când merge, când se pregătește pentru duminică, să știe că el începe să se pregătească în momentul în care se încheie slujba de duminica precedentă. Atunci el își aruncă ultima în calendar, vede ce o duminică urmează, vede ce Evanghelie urmează și vede ce sfinți sunt în calendar, astfel încât o săptămână să aibă timp să-și fac în cap câteva idei pe care să le prelucreze, astfel încât duminică să fie pregătit așa cum trebuie. Astăzi, în calendarul ortodox, sunt pomeniți Sfântul Proroc Daniel și cei împreună cu dânsul, Anania, Azaria și Misail. Nu-i așa? Am trei Danieli pe care trebuie să-i menționez. Unul că mă obligă și aici în față. Da. Dirijorul nostru se numește Daniel Cojocaru și el este cel care coordonează corala Axios Stellorman încă de la început. Pe el îl etichetez de fiecare dată, ca la Facebook, îl etichetez de fiecare dată pentru că e capul răutăților și are niște urechi complicate, pentru că iar mi-e bine, nu sună bine, mai iau de la capăt de bărătă, mai iau încă o dată, hai încă o dată, până când îi place lui, foarte greu de mulțumit omul ăsta, așa. Mai am un coleg aici, în spate, care e tot Daniel, știi, care dacă nu-i spun, nu spun că îl cheamă și pe Daniel, că nu mai îmi spune, pentru că nu cânt așa de bine și el ține toată partea de baretă. Așa. Și, nu în ultimul rând, pe domnul primar, așa. Așa, tuturor le spunem la mulți ani. Și am să le amintesc cumva, dându-le colegilor timp să se odihnească și să se odihnească vocile, de faptul că Daniel Prorocul, împreună cu cei trei prieteni ai săi, au fost duși într-un exil babilonic care a durat destul de mult.
Iar acolo, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, s-au descurcat în toate privințele. Au fost aruncați în cuptorul cu foc, au fost aruncați în groapa cu lei. Au trecut prin mai multe dinastii din astea conducătoare, care au încercat să facă din ei niște supuși docili și ascultători, prin chinători la idol, și n-au reușit. Așa că tenacitatea și lupta până la capăt este una dintre trei motivurile celor care poartă acest lucru. Așa? Și tot așa, domnul Dumitrescu și domnul Jean. Știți că Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, da? Nu știu ce făceau lei acolo, adică nu a făcut niciun rău. Așa? Dar să știți că atunci când domnul primar a fost ales. Eu știu că sunt convins, nu cunosc pe domnul primar, dar toți primarii sunt așa. În momentul în care sunt aleși, în gândul, în capul lor, începe. Vreau canalizare, vreau apă, vreau pe strada aia, lumină, vreau pe excavator, vreau... Deci nu puteți să știți ce poate să fie capul unui primar care încearcă să țină zilnic rânduiala primăriei, că trebuie să fie niște oameni acolo ca totul să meargă în ordine, plus gândurile pe care și-a făcut sunt 4 ani de zile. Așa că Carol, dacă vrea să facă ceva, să-l arunce în groapa cu lei pe domnul primar. Lei e aia, știți dumneavoastră. E fix pe margine. E fix, da? Așa. Așa, pentru că... să știți că totul pornește de la încredere. Niște oameni au pus acolo o ștupilă pentru că au pornit pe încredere că omul ăla poate să facă ceva. Da? Tuturor le spune la mulți ani. Și se potrivă niște astăzi. Se potrivi să fie astăzi. Spune domnul. Să vedem cinste. Așa. Și continuăm încă două momente pe care mi le-am dorit să sune cam așa. Să știți că pe 6 august Biserica are o sărbătoare care se numește Schimbarea la Față. Domnul Hristos urcă pe muntele Tabor și se schimbă la față, luminat, raze, așa. Iar ucenicii care erau cu el 3 la număr, având un sentiment de ăsta extraordinar, spune, Doamne, ce bine e nouă să fim aici, să facem 3 colibe și aici să rămân. E, când veți pleca acasă, noi ne dorim ca să aveți același sentiment. Doamne, ce bine ne-a fost nouă la biserica asta. Da? Asta este dorința care vrem să plecați. Și atunci continuăm cu suita noastră de colinde. Un set de încă 4 colinde, care sună cam așa. Primul se numește Floricica și care încearcă să strângă tot ce are mai frumos omul în suflet. Pentru că noi la Betlehem nu putem merge cu mâna goală. Da? Omul se pregătește unul prin post, altul printr-o rugăciune, altul printr-un sentiment al încercării de a ajuta pe cel de lângă el. Da? Dar unele evanghelilor nu sunt doar așa niște vorbe în vânt. Dăruiește acum de sărbători din ce ai mai bun în sufletul tău. Dragoste către ceilalți, sentimente, le împarți cu toți, da? Și atunci Floricica este un colind care împarte, strânge bucuriile anului aduse la ieslea Betleemului. Apoi urmează colindul la Betleem în noapte, pentru că acolo călătorim cu toții. Nu în Țara Sfântă neapărat, că e distanță mare până acolo, însă să știți că fiecare suflet este ca o iesle, iar Hristos de Crăciun se naște în iesla sufletului nostru. Iar eu încerc acum să-mi pregătesc iezlea sufletului ca Domnul să vină într-un loc cald. Sufletul meu trebuie să fie cald, nu rece. Da? Așa că la Betleem, în noapte, este colindul care te pune pe gândul că trebuie să încălzești un pic sufletul ca să-l primești pe Domnul în sufletul tău. Urăm, cum e și normal, seara bună lui Crăciun, că orice om când intră undeva într-o locație îi spune seara bună, da? Și am spus de leagă Domnului. Și apoi, ultimul din cele 4, dimineața lui Crăciun, pentru că odinioară se colinda din zori și până în noapte. Și de aceea spuneau copiii odinioară până dimineața, dar și pentru faptul că dimineața este într-un mod simbolic, pentru că noaptea e pe sfârșit, solstițiu, da? Este ziua cea mai scurtă și noaptea cea mai lungă, acum, în apropierea Crăciunului, după care zorii încep să se arate mai mult și mai mult și mai mult, iar Domnul schimbă timpurile. Spune Sfânta Scriptură că singurul lucru nou sub soare este naște întruparea Domnului Iisus Hristos. Acesta e singurul lucru nou sub soare. Și atunci să trăim acest moment la intensitatea la care a fost atunci, în anul 1, acum 2017 ani.
Oh.
dimineața lui Crăciunul, florile tale de mărul, dimineața lui Crăciunul. Vine Crăciun cel bătrânul, florile tale de mărul, vine Crăciun cel bătrânul. Și el vine tot mereu, florile tale de mărul, și el vine tot mereu. Și-a trebuit potopitul, florile date de mărul, și-a trebuit potopitul. După coave de colacul, florile date de mărul, după coave de colacul. Și-a trebuit adăpatul, florile date de mărul, și-a trebuit adăpatul. Așa că repetițiile noastre și faptul că concertele care se succed unul după altul ne ajută foarte mult și din această privință că lucrăm această vioară, nu știu dacă sună ca un Stradivarius, dar trebuie să fie cântat din ce în ce mai mult, astfel încât urechea noastră să fie ca lui Daniel. Și apropo de vioară Stradivarius, domnul Dumitrescu, cu îngăduința Doamnei, să știți că ați luat costum, dar trebuie să-l purtați și să veniți cu noi să cântați măcar un cântec, până la anul o pregătiți intens. Și pentru că prea vibrați la... așa? Unul, nu mai mult. Că altfel, dacă țineți ținuta acolo la... Dacă garantează, da, că nu poți stric urechile în momentul în care nu începi să cânti. Sigur. Care e fost. Așa? Dacă doamna ne încăde, atunci să știți că vă așteptăm, pentru că ținta aia trebuie lucrată ca un Stradivarius. Nu trebuie ținută la... era să gata să zic că nu v-am luat ținută degeaba, dar am uitat că dumneavoastră ne-am luat ținută nouă, așa că... era... Da, dumneavoastră grupul, sigur, da? Mie îmi sună în cap versurile domnului doctor de aici, de la Plosca, Liviu Vasilică, din geaua mea șternui, mă bucur că ai dat adormi. Ținuta noastră, pe lângă cea pe care o purtăm de preot, este o ținută care amintește de Felor Pan și de Plosca, cu siguranță, pentru că toți avem ipingele cu noi. Și s-a dorit dintr-un început așa, tocmai pentru că sufletul telormanului este într-un fel anume pe care nu îl înțeleg toți. Noi îl înțelegem că suntem telormaneni și atunci știm ce înseamnă și am pornit de la imagine, continuăm cu paratul să căutăm și în suflet. N-ați uitat faptul că ucenicii au spus, Doamne, ce bine e nouă să fim aici, nu mai e mult. Mai avem un singur colin de cântat. Ne așteaptă alexandrenii să ajungem la catedrală. Bună dimineața la Moș Ajun, este ultimul colin, la fel de greu ca colinul Sfântului Andrei. Tot așa lucrat cu care sperăm să se încheie într-un mod frumos ceea ce am făcut în această seară și să rămână ca o reverberație în sufletele dumneavoastră și în gândurile dumneavoastră că într-o seară de 17 decembrie a fost la biserică și împreună a strâng colindul nostru. Thank you.
Încă nu vreau să fie bine. E în bună dimineața, la Borsa, Borsa, Borsa ajun. Bună dimineața, la Borsa, Borsa, Borsa ajun. Mâine seara, lui Crăciun, lui Crăciun celui bătrân. Mâine seara, lui Crăciun. Mâine dimineața, Borsa ajun, de la sărbătoarea nașterii Domnului ce urmează ne
să ne facă un pic mai bun, mai răbdători, mai îngăduitori cu alții, să fim oameni mai buni, poate cuvinte, pentru că este nevoie de oameni buni în această perioadă pe care o trăim. Mulțumim fraților colegi, da? Mulțumim domnul primar, organizare și dumneavoastră la Peretu și dumneavoastră că sunteți oamenii noștri și vă iubim și vă respectăm și împreună să avem comuniune de aici înainte. Sărbători fericite! La mulți ani! Acolo ce se mai face este de ale case. Dar nu pleacă nimeni să rămâne.